Cu siguranță persoanele care stau la curte sunt mai avantajate decât cele care locuiesc la bloc datorită posibilității de a avea un spațiu deschis. De asemenea, cei mai mulți dintre aceștia încă obișnuiesc să crească animale în propria gospodărie pentru a-și procura singuri hrana. O mare parte dintre persoanele care stau la curte preferă să-și producă în gospodărie principalele produse agroalimentare de care au nevoie. Întrebați cât de mare este satisfacția să mănânce din propria producție, aceștia au răspuns că gustul autentic este ceea ce îi face să continue. Și eu am, sigur că da, cum, am și o păsări, porci, păi da. Cât de mare e satisfacția când mâncați de la dumneavoastră din curte? Da, păi da, e bio, domnișoare, bio, cum să nu mănâncă boabe, le dau ce, le dau, le fac uroaie de la moara noastră, dar cum, e moara noastră și... Iar cumva gustul. Sigur că da, e carnea și mai galbin, așa este, da, sigur că da. Totodată aceștia spun că este mai convenabil să producă în gospodărie alimentele decât să le cumpere de la magazine. Mai cresc animale și mai cresc și păsări. Eu sunt una dintre venite de la oraș și acum cresc păsări la țară. Că asta este, nu trebuie să stăm numai, să stăm și să cumpărăm. Cât de mare e satisfacția când mâncați de la dumneavoastră? Gustul e altfel, gustul e diferit. Satisfacția... Acum, na, cheltuiala e mai mare decât atunci când îl cumperi. Ăsta de la magazin e mai ieftin mult, dar gustul e diferit. Adevărul este că fiecare dintre noi aprecie mai mult carnea, legumele și fructele naturale decât cele cumpărate. Gustul și calitățile nutritive ale alimentelor autohtone nu se compară cu cele din import.